Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iubite Biserica Domnului Iisus, frați și surori, vă salutăm în casa Domnului pe toți și vă binecuvântăm. Binecuvântăm prezența Domnului, binecuvântăm pe Domnul care ne-a purtat de grijă fiecăruia dintre noi. Așa se face că în această seară suntem din nou împreună. Vreau să vă aduc salutări de la bisericile Domnului pe care le-am vizitat și pe care le-am slujit în weekendul care a trecut. Vă spuneam că o să merg în Spania la câteva slujbe divine. Am plecat joi de acasă și vineri la prânz am ajuns în Madrid. Vineri seara a fost o evangelizare într-o biserică a Domnului, într-o biserică penticostală din Quintanar de la Orden. Sâmbătă seara a fost deschiderea casei de rugăciune, duminică dimineața a fost un botez în apă, duminică seara am participat la o evangelizare în Madrid, la o altă biserică, luni seara a fost o întâlnire mai mare pentru tineri și marți am venit spre casă. Mulțumesc pentru că v-ați rugat pentru mine, mulțumesc lui Dumnezeu care mi-a purtat de grijă și vreau să vă aduc salutări de la bisericile Domnului. Am întâlnit oameni care vă cunosc pe unii dintre dumneavoastră, vă sunt rude prieteni, sunteți din aceeași localitate și mulți mi-au spus să aduc multora dintre dumneavoastră salutări. În seara aceasta, fiind din nou în casa Domnului împreună, petrecând în rugăciune, în cântare, în închinare, ne-am gândit împreună la lecția biblică din ciclul Eroii Bibliei. Fratele Gabi ne-a vorbit despre atitudinea de recunoștință, care în principiu are două componente, manifestarea fizică, care are, se manifestă întotdeauna cultural, în funcție de cultură, așa cum spunea el, unii se apleacă când spun mulțumesc, alții se aruncă cu fața la pământ, unii spun doar cu gura mulțumesc, asta este o problemă culturală. Și a doua componentă este închinarea, care nu e manifestare fizică, ci e manifestare spirituală și aceasta are legătură cu Dumnezeu. Acum suntem la cel de-al doilea studiu biblic din seara de joi și potrivit rânduielii pe care o avem în vremea aceasta, studiem doctrinele Bibliei sau învățăturile Bibliei, suntem la învățătura sau doctrina despre rugăciune. Aceasta este a cincea lecție din studiul rugăciunii și probabil că în aparență este puțin ciudat că de 5 ori ne-am oprit asupra acestei învățături, care în aparență este simplă. Ce să vorbești 5 predici despre rugăciune când rugăciunea este simplă? Vii la Dumnezeu, îți deschizi gura, te rogi și Dumnezeu te ascultă. Rugăciunea este mai complexă decât pare și atitudinea de rugăciune este mai complicată decât pare. Dacă vă aduceți aminte, împreună am vorbit despre ce nu este rugăciunea, despre ce este rugăciunea, de ce trebuie să ne rugăm, motive din cauza cărora Dumnezeu nu ascultă rugăciunea, este lecția biblică din această seară. Trebuie să menționăm că Dumnezeu aude întotdeauna rugăciunile, dar nu le ascultă întotdeauna. Între a auzi și a asculta este următoarea diferență. Dumnezeu aude orice rugăciune pentru că El aude toate lucrurile, știe toate lucrurile, vede toate lucrurile. Dar Dumnezeu nu ascultă toate rugăciunile pentru că a asculta este similar cu a împlini, a face ceea ce noi îl rugăm pe Dumnezeu. Atunci când ne gândim la motive din cauza cărora Dumnezeu nu ascultă rugăciunea, privind în Biblie, găsim multe motive. De obicei, noi oamenii nu ne gândim la astfel de motive când ne rugăm, ci pur și simplu, împinși de nevoile noastre, ne rugăm. Și dorind
Să ne ajute Dumnezeu, pentru că altcineva nu ne mai poate ajuta în anumite situații de criză. Noi nu ne mai gândim și la piedici care pot exista în calea rugăciunii. Nu ne place să ne gândim la eventualele piedici. De cele mai multe ori le neglijăm, trecem peste ele și împinși de nevoia noastră, probabil de disperarea în care ne găsim în anumite situații, ca oameni, ca familie, ca biserică, strigăm la Domnul. Dar, citind Biblia, ne confruntăm și cu învățătura care ne spune următorul mesaj. Există posibilitatea, în anumite situații, ca Dumnezeu, deși aude rugăciunea, să nu împlinească, să nu dea curs rugăciunii, să nu asculte ceea ce l-am rugat și să nu facă ceea ce l-am rugat. Există această situație. Și privind în Biblie, observăm că piedici în calea unei rugăciuni ascultate sunt multe, destul de multe. Și în seara aceasta, ultima când vorbim despre rugăciune, vreau împreună cu dumneavoastră să privim în Biblie și să le identificăm. Motivul pentru care eu fac lucrul acesta nu este ca să ne pierdem nădejdea atunci când ne rugăm, ci dimpotrivă, atunci când ne rugăm, să știm cum trebuie să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne asculte, să ne ferim de lucrurile care ne fac incompatibili cu o rugăciune pe care o ascultă Dumnezeu. Pentru că la ce ne-ar folosi nouă să ne rugăm și să nu ne asculte Domnul? Care dintre noi sau cine dintre noi vrea să se roage și să nu-L asculte Dumnezeu? Nici un om nu se roagă cu scopul să nu-L asculte Dumnezeu. Pentru că atunci când noi ne rugăm, facem un lucru serios și important și vrem ca să avem răspuns din partea Domnului. De aceea trebuie să învățăm legile Domnului ca să vedem și să ne ferim de motivele pentru care Dumnezeu nu ascultă rugăciunea. Primul dintre ele și de departe cel mai important este trăirea în păcat. Vedeți? Atunci când vorbim despre păcat, vorbim despre multe lucruri. Păcatul este un termen complex, deși pare simplu. Când vorbești despre păcat, vorbești despre a face un lucru care nu-i place Domnului sau a nu face un lucru pe care Dumnezeu vrea să-l faci, de comitere sau de omitere. Dar păcatul, deși pare simplu în aparență, el este complex și complicat când îl abordezi, când te apropii de el și când îl studiezi în amănunțime. Păcatul poate fi o atitudine păcătoasă la nivel de accident, de întâmplare, sau poate fi un mod de viață la nivel de repetare a lui în fiecare zi. Biblia face o foarte mare diferență între a cădea deodată sau a trăi în păcat. A cădea deodată într-un păcat pe care îl mărturisești și pe care îl părăsești este una înaintea Domnului. Și aici niciunul dintre noi nu facem excepție, cel mai bun dintre noi nu face excepție. Dar a doua problemă este a trăi în păcat, a nu mărturisi păcatul sau, dacă îl mărturisești, nu-l părăsești și trăiești mereu și mereu în el, cu o frecvență mai mare sau mai mică. Să zicem, îl faci în fiecare zi sau îl faci săptămânal sau lunar, dar e un păcat permanent. Păcatul ăsta e la el acasă în inima unui om. Aceasta este o cu totul altă problemă. Modul acesta de a păcătui îl face pe omul păcătos necurat înaintea lui Dumnezeu. Dintr-un astfel de om, Duhul lui Dumnezeu se retrage și un astfel de om devine persoana de care Dumnezeu în timp se îndepărtează. Omul acesta poate să știe sau poate să nu știe, dar de un astfel de om Dumnezeu se îndepărtează. Dumnezeu este gata să-l ierte pe un om dacă a păcătuit, dar își recunoaște păcatul, îl mărturisește și îl părăsește. Dumnezeu este gata să ierte un astfel de păcătos. Dar Dumnezeu nu este dispus să se lase batjocorit de omul care păcătuiește, își mărturisește sau nu păcatul, dar nu-l părăsește. Și mereu și mereu trăiește de-a lungul anilor în același păcat. Dumnezeu este ofensat de această blasfemie. Este ofensat de neputința și nebunia omului de a nu ieși din modul acesta de viață. Dumnezeu este gata să înțeleagă neputința unui om și din neatenție, din nebăgare de seamă, din neveghere, din neputință, cade deodată într-un păcat. Biblia spune să cazi deodată într-o greșeală. Dar
Dumnezeu nu este dispus să împartă slava cu nimeni care în mod intenționat trăiește zilnic sau în mod frecvent în același păcat, uitând că Dumnezeu este necinstit de un astfel de mod de viață. Un om pocăit nu poate face lucrul acesta și să rămână pocăit. Un om pocăit poate să cadă într-un păcat, să recunoască cu umilință că a păcătuit, să mărturisească păcatul lui Dumnezeu și să-l părăsească și omul acela să rămână pocăit. Un astfel de om poate să rămână pocăit. Dar dacă omul acesta se întoarce din nou și din nou și practică păcatul acela, care devine mod de viață, omul acela nu se poate numi un om credincios. El poate fi religios, el poate veni la biserică, dar la ce-i folosește venirea la biserică dacă nu-i dă puterea să iasă din modul ăsta de viață? La ce-i folosește rugăciunea și trăirea cu Dumnezeu dacă trăirea cu Dumnezeu nu-i dă puterea să iasă din modul acesta de viață? Înțeleg că gura îți spune odată o prostie, dar după aceea te trezești, îți mărturisești păcatul și urmează acum părăsirea păcatului. Dacă nu există părăsire, atunci nu există nici slavă, nu există nici prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu împarte inima unui om cu un păcat care e la el acasă în inima unui credincios. De aceea mi-am luat un minut să spun că trăirea în păcat pentru mine nu înseamnă păcătuire, ci înseamnă trăirea în păcat. Să faci deodată un păcat pe care să-l părăsești și să nu-l mai faci toată viața este una, și să trăiești în păcat, dominat de păcat, robit de păcat, este cu totul alta. Acea este o diferență ca de la cer la pământ între aceste două concepte. Și când eu spun că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea, mă refer la persoana care trăiește în păcat și de-a lungul anilor nu poate să renunțe la una sau la alta. Să nu dau exemple de nimic, ca nu cumva să creadă cineva că vorbesc despre cineva anume. Orice păcat din care nu poți să ieși se numește trăire în păcat și Dumnezeu pleacă din inima acelui om. Dumnezeu nu împarte slava lui cu nimeni. Dumnezeu înțelege neputința unui om și a alunecat deodată. Dumnezeu înțelege slăbiciunea unei inimi omenești. Dumnezeu înțelege nevegherea la un moment dat. Dar Dumnezeu primește pocăința pe care un om o manifestă în urma alunecării. Însă, ce om e acela când se întoarce zilnic sau săptămânal la același soi de păcat? Ce credincioșie este aceea? Cât de responsabil este omul acela care mereu și mereu se întoarce și păcătuiește în același fel? Trăirea în păcat, nu căderea în păcat. Trăirea în păcat. Eu nu încurajez căderea în păcat. Nu mă înțelegeți greșit. Nu spun că este bine ca omul să cadă în păcat. Spun că, exact cum spune Ioan în capitolul 2 din prima epistolă, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Aceasta este regula lui Dumnezeu. Nu păcatului. Nu păcătuiți. Însă uneori în firea pământească, uneori în trupul acesta, în natura aceasta, avem momente de neveghere. Avem momente de slăbiciune spirituală, după cum avem momente de slăbiciune fizică. Uneori cum greșim față de soție sau față de soț, așa greșim față de Dumnezeu. Dar ce om e acela care face un mod de viață din a greși față de soție? Orice soție își iartă soțul când se întâmplă să-i greșească într-un fel, printr-o vorbă, printr-o atitudine, poate a făcut ce nu trebuie sau n-a făcut ce trebuia. Dar dacă omul acesta face un mod de viață din asta, soția aceea poartă o cruce teribilă, pentru că are lângă ea un om căruia nu-i pasă de ea și de relația lor. Uitați ce spune Isaia în capitolul 1, versetul 15. Oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, pentru că mâinile vă sunt pline de sânge. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, pentru că mâinile vă sunt pline de sânge. Sigur că versetul acesta biblic trebuie interpretat în contextul în care a fost scris, în vremea în care a fost scris și în împrejurarea în care a fost scris. Acest verset biblic este scris într-o împrejurare în care poporul s-a îndepărtat cu totul de Dumnezeu. Au venit prorocii Domnului și ei ori i-au disprețuit, ori i-au lovit sau chiar i-au omorât. Au făcut din păcat un mod de viață,
orice formă de păcat, au băut-o ca apa. Și a venit Dumnezeu și într-un fel și în altul și le-a vorbit. Și ei n-au vrut să asculte. S-au afundat din ce în ce mai mult în păcat. Și Dumnezeu le-a mai dat o șansă și ei n-au folosit-o. Și Dumnezeu le-a și-a mai arătat îndurarea încă o dată și ei n-au folosit-o. Ei, la un astfel de popor, spune Dumnezeu, când strigați, nu vă ascult. Dacă firul telefonului este tăiat, orice număr format, orice vestimentație are persoana care sună, oricâți bani are în buzunar, orice poziție are, telefonul nu funcționează. Pentru că firul este tăiat. Nu mai are importanță cum îl cheamă, dacă e copil sau adult, dacă are costum sau e îmbrăcat sport, dacă e femeie sau bărbat, dacă e african sau american. Când firul telefonului este tăiat, nimic nu mai are importanță. Spune cuvântul Domnului în Isaia, în capitolul 59, mâna Domnului nu este prea scurtă să mântuiască. Urechea lui Dumnezeu nu-i prea tare ca să audă. Însă păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Dumnezeu este dispus să-l ierte pe om, dar Dumnezeu nu se joacă cu omul. Domnul Iisus Hristos îi spune unei femei care a trăit în adulter, care a căzut în păcat, du-te, dar să nu mai faci. Vreau să vă pun o întrebare, cu cine a păcătuit femeia aceea, singură? Nu vi se pare ciudat că bandiții ăia din vremea ei nu l-a adus și pe el? El probabil era polițist sau primar. De aceea nu l-au adus. O aduce pe ea biata. O fi fost vreo amărâtă. Și pentru că n-avea rude ca să se supere pe ei, pe ea a adus-o. A păcătuit, a curvit. Păi cu cine a curvit? Bărbatul unde? Pe el nu l-au adus. Trăim într-o lume șmecheră, bandită și fățarnică. Și din doi care curvesc, pe unul acuză, pe unul nu. Asta e dreptatea lumii. Pentru unul bate toba, pe unul acoperă, nu zice nimic. Domnul Iisus Hristos le vede fățărnicia și banditismul. Se uită la femeie și știe că la fel de vinovat e și bărbatul care n-a fost adus acolo. Și îi spune ei, du-te, și eu te iert, dar atenție, să nu mai păcătuiești. Să nu crezi că iertarea mea-s de dreptul să mai te întorci la experiența asta încă o dată. Oprește-te! Mila mea e valabilă pentru acum, nu și pentru mâine când ai de gând să te întorci să faci păcatul ăsta. În vremea aceea m-am rugat Domnului și am zis, lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună dincolo de Iordan, munții aceia frumoși ai Libanului, dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis, destul, nu m-ai vorbit despre lucrul acesta. Nu vi se pare ciudat că Dumnezeu ascultă poporul care trăiește în păcat? Avem impresia aceasta, Dumnezeu în Vechiul Testament ascultă poporul care trăiește în păcat. Și totuși pe Moise nu-l ascultă, care a făcut un singur păcat. Asta este prima impresie când citim textele din Vechiul Testament care vorbesc despre ieșirea poporului și călătoria lor prin pustie. Trăirea în păcat este o piedică suficient de mare ca Dumnezeu să nu asculte rugăciunea unui om, a unei familii sau a unei biserici. De aceea mereu și mereu cuvântul pocăință este prezent în intenția unui om să se apropie de Dumnezeu. Niciun om care a căzut în păcat nu trebuie să se spânzure, ci doar să se pocăiască. Petru nu s-a spânzurat când a păcătuit. S-a pocăit și asta a fost suficient. Și Dumnezeu l-a primit. Și niciodată nu i-a mai adus aminte de asta. Și nici nu i-a spus de astăzi înainte, tu nu mai poți fi apostol. Petru a făcut un păcat foarte urât. Trădarea publică de 3 ori să spui același lucru. Și Domnul Iisus Hristos l-a lăsat în continuare să fie apostolul neamurilor. Ce-a făcut Iuda? El însă n-a mai avut încredere în harul Domnului. El s-a spânzurat. Nu vorbește Domnul că l-ar fi iertat? N-a mai avut cum să mai fie apostol? Atunci când spun că trăirea în păcat este o piedică în calea rugăciunii, simt nevoia să spun mereu și mereu poporului. Faceți diferența însă între trăirea în păcat, adică nepărăsirea păcatului și facerea lui permanentă și alunecarea dintr-o dată cu părăsire și cu mărturisire. Este o foarte mare diferență între cele două. Și spun asta ca să nu se moaie inima unui muritor care se întâmplă odată să cadă într-un păcat, ori cu vorbirea, ori cu privirea, ori cu gândirea sau ori în oricare alt fel. Dar
Nici să nu se îmbărbăteze cel care trăiește în păcat spunând că Domnul e bun. Domnul nu-i doar bun, Domnul e și drept. Un al doilea motiv pentru care Domnul nu ascultă rugăciunea este necredința. Este imposibil ca Dumnezeu să asculte o persoană care trăiește în păcat sau o persoană care se roagă și nu crede ce se roagă. S-o ceară cu credință, fără să se îndoiască. Atenție! Iacov spune să nu se îndoiască deloc. Nu zice doar să nu se îndoiască, că e prea general. Iacov, capitolul 1, versetul 6. Neiertarea este un al treilea motiv pentru care Dumnezeu nu ascultă rugăciunea. Frații mei, vedeți, toate lucrurile acestea sunt extrem de practice. Noi ne rugăm des. Probabil că ne rugăm de 10-20 de ori pe zi sau poate de mai multe ori. Nu mă refer acum la rugăciuni foarte consacrate, adică te duci undeva, te aplezi pe genunchi și te rogi 5 sau 10 minute. Ci vorbesc despre orice rugăciune care se îndreaptă înspre Dumnezeu. Probabil ne rugăm de 20, de 50 sau de 100 de ori pe zi. Imaginați-vă cât este de trist să depinzi de Dumnezeu, să mergi pe mâna lui Dumnezeu, să crezi că te ascultă Dumnezeu, să trăiești în așa fel încât ca și cum El te-ar asculta și totuși El să nu te asculte. Ce înșelăciune, ce disperare, ce trist. De ce? Doar pentru faptul că un om nu vrea să bage la cap piedicile acestea și trece peste ele că Dumnezeu îl ascultă oricum și oricând. Că dacă el vine la biserică, Dumnezeu acum îl ascultă. Neiertarea este un alt motiv și trebuie să acceptăm că trăim într-o vreme în care resentimentele, dușmânia, mascată sau nemascată, este prezentă, destul de prezentă, îngrijorător de prezentă. Oameni care țin ură. Dacă există o zi în care deranjezi pe cineva, uneori omul acela nu te mai iartă ani de zile, tot timpul te vorbește de rău, tot timpul se uită ură la tine, tot timpul nu te vede când treci pe lângă el, nu mai are niciodată loc în inima lui pentru tine, l-ai deranjat odată, s-a întâmplat și niciodată nu te mai poate ierta. Și el are impresia că în situația aceea Dumnezeu îl ascultă. Nimeni nu-l poate convinge că Dumnezeu nu-l ascultă. Neiertarea este un motiv suficient pentru Dumnezeu ca să nu ierte. Să nu asculte rugăciunea. Cum să ierte Dumnezeu pe cineva care la rândul lui nu iartă? Dacă nu veți ierta oamenilor nelegiuirile lor, nici Tatăl vostru care este în cerul nu vă va ierta nelegiuirile voastre. Matei 6:15. Răutatea și indiferența este un alt motiv, este numărul 4. Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Credeți că asta este o figură de stil doar? Credeți că e doar un verset în Biblie ca să fie Biblia mai mare, mai groasă? Uitați ce spune Domnul, frați și surori. Dacă stai lângă un om care geme în durerea lui, în amărăciunea lui, în lipsa lui, în necazul lui, și te faci că plouă și nu-l auzi, când tu vei geme și Dumnezeu te va auzi, nu te va asculta. Ascultă-mă bine ce-ți spun în seara aceasta. Când tu vei geme, când vei fi la necaș și la strâmtorare, când te va durea, când vei vedea că acel prea înalt să sară în ajutor, așa-ți va sări, cum ai sărit dumneata când a fost amărâtul lângă dumneata și i-ai spus, a, să-l mai ajute și altul. Pe ăsta nu-l ajut, că e rudă cu nu știu cine. Pe ăsta nu-l ajut, pentru că și când nu vrei să ajuți pe cineva, ai buzunarele pline de motive. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Cum faci, ți se va face. Și dacă vrei milă, dă milă, pentru că mila biruiește judecata. Fii milos cu alții, ca Dumnezeu să fie milos cu dumneata. Deschideți inima și nu fi rău, nu fi ambițios, nu fi disprețuitor, nu fi răzbunător, că așa va fi Dumnezeu cu dumneata în vremea necazului. Căci seamănă omul, aia va secera. Dumnezeu nu se joacă. El scrie în evidențele sale veșnice atitudinea noastră din fiecare clipă. Fii milos cu oamenii, fii bun cu oamenii, fii iertător cu oamenii, ai o inimă bună cu oamenii. Nu te pune la mintea omului când e rău. Tratează-l cu înțelegere, cu bunătate, dacă nu datorită lui, măcar datorită dumitale, ca tot așa să te trateze Dumnezeu în vremea de necaz. Nu te speria, dacă n-a venit necazul în casa dumitale, va veni mâine. Nu râde de cel din ziua încercării astăzi, că ești muritor ca el.
Răutatea și indiferența, spune Proverbe, capitolul 21, versetul 13, este un motiv suficient pentru Dumnezeu ca să nu te asculte în ziua necazului. Gândirea murdară este un alt motiv. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 66, versetul 18, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Știți dumneavoastră ce cugetă oamenii aceștia în inima lor? Nu știți. Noi cel mult îi auzim ce vorbesc. Noi oameni, de aceea spune Biblia, lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu și lucrurile descoperite sunt ale oamenilor. Noi nu avem dreptul să judecăm pe nimeni pentru ceea ce noi presupunem că ar fi gândit. Ăsta este monopolul lui Dumnezeu. Nu ai dumneata dreptul să bănuiești că eu în inima mea gândesc una sau alta. Ce aparat ai să știi ce gândesc eu în inima mea? Sunt oameni care își asumă nebunia să te judece pentru ce gândești în inimă. Dar de unde știu ei ce gândești în inimă? Presupunerile astea sunt drăcești. Noi nu avem dreptul să judecăm decât ce este dovedibil, adică cuvinte spuse, auzite de oameni. Numai Dumnezeu judecă gândurile inimii. De multe ori ne asumăm, că știm ce gândește ăla, știm ce a vrut ăla să spună, multe mai știm noi. Noi nu știm decât ce auzim cu urechea, ce nu spune omul cu gura, n-ai de unde să știi. Fraților, vă îndemn în numele Domnului, feriți-vă să faceți presupuneri, pentru că mulți vor ajunge în iad din pricina asta. Noi nu avem capacitatea să citim gândurile oamenilor. E adevărat că putem bănui după cum se uită, după culoarea feței, după mimică, după gesturi, putem bănui și bănuielile noastre pot fi corecte sau incorrecte. Dar imaginați-vă dacă sunt incorrecte, cine plătește cheltuiala? De aceea Domnul mereu și mereu spune, pe baza la 2 sau 3 martori. Mereu și mereu este asta spus în Scriptură. Numai Dumnezeu judecă gândurile, pentru că are capacitatea să le vadă. Noi oamenii nu avem. Noi ne rezumăm la ce se vede, la ce se aude, la lucruri publice. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, nu sunt ale noastre. Degeaba am vrea să știm noi. Nu-i de competența noastră. Pe lângă gândirea murdară este respingerea domniei lui Hristos. Spuneau oamenii din vremea lui, unii dintre ei, când Samuel a venit la popor și l-a conștientizat de riscul de a avea un împărat în afară de Dumnezeu, ei spuneau, vrem și noi să avem un împărat ca celelalte neamuri și el să domnească peste noi. Și Domnul se duce la Samuel și îi spune, ascultă-mă, oamenii ăștia nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă. Oamenii ăștia nu pe tine te respinge, pe mine mă resping. Lasă-i în pace. Pentru că eu pot să-l oblig pe om să mă iubească, dar eu nu sunt un Dumnezeu care storc dragoste de la oameni. Cine mi-o dă, o iau și mă simt onorat. Cine nu mi-o dă, este alegerea lui. Eu respect alegerile oamenilor. Sunt oameni care voluntar resping domnia lui Hristos. Unii din curiozitate, alții din ambiție, alții din aroganță și mândrie, alții din păreri înalte, alții din cine știe ce alte motive. Însă oamenii, mulți dintre ei, resping domnia lui Hristos. Mulți îl aleg pe Hristos ca mântuitor, dar puțin ca domn. Pentru că atunci când îl alegi ca mântuitor, e în avantajul tău că te iartă. Când îl alegi ca domn, e în avantajul împărăției lui că îl urmezi, pentru că îl asculți și pentru că faci ce spune. Spunea Domnul, poporul acesta mă cinstește cu buzele. Și de ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți? E ușor să-L accesi pe Iisus ca mântuitor și să faci rugăciunea păcătosului ca să fii mântuit. Că e în avantajul tău să ți se ierte păcatele, dar după aceea faci tot ce-ți place. Hristos e primit de mulți ca mântuitor, dar de puțin e primit ca domn. Pentru că atunci când îl accesi pe Iisus ca domn, înseamnă că faci tot ce spune El. Înseamnă că personal semnezi că îți pierzi dreptul, că renunți la dreptul de a mai comanda viața și îi dai lui dreptul de a te comanda. Lucrul acesta este foarte îndrăznesc pentru muritor. Să nu mai ai tu dreptul să faci ce vrei. Tu cu mâna ta să semnezi că nu mai ai renunț la dreptul de a face ce vrei. Și îi dai lui Hristos dreptul de a face ce vrea în viața ta. Este o îndrăzneală foarte mare. Care dintre noi face lucrul ăsta ușor? Lipsa rugăciunii e un alt motiv să nu ți se asculte rugăciunea, să nu-ți fie ascultată rugăciunea. Iubirea de sine. Când spun lipsa rugăciunii, mă refer la Iacov 4:2. Nu aveți, fiindcă nu cereți.
Sigur că Dumnezeu nu poate să asculte o rugăciune care, deși există nevoia, dar nu-i concretizată printr-o rugăciune. Și spun unii oameni, păi eu nu mă rog că Dumnezeu îmi vede nevoia. Dar îți vede și încăpățânarea de a nu te smeri să te rogi. Iubirea de sine este un alt motiv. Sau cere și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Iacov 4:3. Lipsa echilibrului spiritual sau dezechilibrul spiritual e un alt motiv. Ca să nu mă umflu de mândrie, spunea apostolul, din pricina strălucirii acestor descoperiri. Uitați ce a spus apostolul. Eu sunt o persoană prin care Dumnezeu lucrează la nivelul excelenței. Am devenit celebru pentru că lucrează Dumnezeu în mine. E celebritatea la care m-am ridicat. Nivelul de excelență la care m-am ridicat, în fire, mă face să mă mândresc. Pentru că mă văd mai grozav decât alții. Și asta mă face să mă văd superior lor. Ei, ca să nu mă mândresc că sunt om și eu, chiar dacă mă cheamă Pavel și sunt apostol, Dumnezeu a pus în mine un țepuș ca să mă smerească. Știți ce? E ușor să fii smerit când n-ai cu ce să te dai mare. Iertați-mă. E greu să fii smerit când ai cu ce să te dai mare și te smerești singur, te ții modest. E ușor să fii smerit când ai în buzunar doar un dolar pe care îl dai la colectă și atât. Dar e greu să fii smerit când ai 1 milion în bancă. E ușor să fii smerit când știi cât fac 1+1 și de aici încolo nu mai știi nimic. Dar e greu să fii smerit când te joci cu cifrele. E ușor să fii smerit când nu te bagă nimeni în seamă și primești un telefon odată la o lună. Dar e greu să fii smerit când nu mai răzbești să răspunzi la telefoane. Apostolul Pavel a fost un om faimos și în fire omul faimos e tentat să se mândrească, că asta e firea omului. Și Dumnezeu l-a ajutat să nu se mândrească, l-a ținut smerit printr-un țepuș. Unii spun că a fost orb. Nu vreau să dezvolt acum ideea aceasta, așa spun unii. Acesta a fost țepușul. Sigur, Dumnezeu știe care a fost, că nu e scris în Biblie. Numai indirect se poate interpreta asta, însă e doar o interpretare. Pentru oamenii care lucrează pentru Dumnezeu la un nivel deasupra mediei, dacă nu există țepușul, există căderea. Iar dacă nu există căderea, trebuie să existe țepușul. Omul e doar carne, omul e doar om. În natura aceasta, când Dumnezeu ridică pe cineva deasupra mediei, se dezechilibrează. Viteza e atât de mare încât nu mai poate să țină banda. Nu mai poate să țină direcția. Și e nevoie de țepuș ca să-l pună jos și să-l țină smerit. Orice persoană care e cel mult la medie sau de desupru mediei n-are nevoie de țepuș, ăla are nevoie de încurajare, săracul, să nu-și piardă inima. Dar omul care e deasupra mediei are nevoie de țepuș. Iar dacă nu are țepuș, atunci va cădea sigur. Pentru că omul este doar om. Să nu-mi spuneți mie că cine e deasupra mediei nu-i tenta să se mândrească. Aduceți-l aici să stăm de vorbă cu el. Că se mândrește sau nu e o problemă de luptă spirituală. Dar tentat este sigur. Să nu-mi spuneți mie că atunci când ești plin de bani, nu ești tentat să te mândrești cu asta. Dar nu spuneți mie că atunci când ai un coeficient de inteligență foarte mare și vin toți la tine să ceară sfat, rabi, aici acum e, rabi, aici acum e, învățătorule, aici acum e, nu ești tentat să nu te fudulești. Ba da! Și dacă nu-i țepușul, căderea e la un pas. Aici țepușul e o binecuvântare. De aceea Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu pentru țepuș. Uneori noi țepușul îl vedem pedeapsa lui Dumnezeu, neșansă, lipsă de binecuvântare, lipsă de noroc. Ce știm noi să tălmăcim lucrurile Domnului? Noi ne grăbim să vorbim, că la asta ne pricepem. Răbdarea e scumpă. A vorbi e ușor. Planul diferit al lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată la asta? Planul diferit al lui Dumnezeu. Ascultați cuvântul Domnului. I-a lăsat din nou, s-a îndepărtat, s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. De trei ori zicând aceleași cuvinte. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Păi dacă mă rog eu sunt un om. Eu pot spune, Doamne, pe mine nu m-ai ascultat, că i-am spus un cuvânt mai aspru soției și nu m-ai ascultat. Dar se roagă Mântuitorul Iisus Hristos și nu odată, și nu de două, se roagă de trei ori.
Fiul lui Dumnezeu se roagă de trei ori și Dumnezeu nu-l ascultă. De ce? Pentru că Dumnezeu avea alt plan mai bun. Putem pricepe asta? Se roagă Domnul Iisus Hristos de trei ori și Dumnezeu nu-l ascultă. Pentru că avea alt plan mai bun. Să nu te superi dacă te rogi și Dumnezeu nu te ascultă. El te aude. Să nu te superi dacă Dumnezeu nu te ascultă. Ai grijă să nu existe piedici ca cele menționate mai devreme. Dar dincolo de asta, spune la sfârșitul rugăciunii ca și Domnul Iisus: Tată, totuși, facă-se voia ta. Eu sunt la dispoziția ta, sunt doar un om. Eu nu țin morțiși oricum ca Balaam să faci așa. Eu m-am rugat, dar ce e rugăciunea mea față de providența ta? Eu văd până acum, nu văd până mâine ca tine. Planul diferit al lui Dumnezeu poate fi un motiv ca rugăciunea să nu fie ascultată. M-am gândit să vă spun totuși un lucru care l-am văzut de multe ori printre frați. Ne rugăm pentru un bolnav și Dumnezeu nu ne ascultă și spun așa: du-te, Doamne, la cealaltă biserică, că acolo Dumnezeu e mai bun și acolo păstorul are mai multe merite. Săraci oameni, oameni care trăiesc în biserică și sunt niște victime ale prejudecăților și ale lipsei de maturitate spirituală. Săraci oameni, oamenii ăștia sunt de plâns. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Asta spune apostolul Pavel, nu eu, pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Știți, dumneavoastră, cât mi-am bătut eu capul cu versetul ăsta? Apostolul Pavel a avut un tovarăș numit Trofim și s-a îmbolnăvit. Și s-a rugat pentru el cu siguranță, doar nu vă imaginați că Pavel nu s-a rugat pentru el. Și s-a rugat și Dumnezeu nu l-a ascultat, și s-a rugat și Dumnezeu nu l-a ascultat. Și la un moment dat, Pavel l-a abandonat într-un oraș, în sensul că i-a spus: omule, nu mai poți merge după noi în starea asta de boală în care ești, pentru că ești prea bolnav. Și l-a lăsat în Milet și s-a dus singur mai departe. Dacă eram eu cu Trofim, ziceați: cine știe ce prostie o făcut lui, că nu-l ascultă Dumnezeu. Ce pastor e el dacă asistentul lui l-a lăsat în Detroit și s-a dus singur mai încolo? Păi Dumnezeu ar fi trebuit să-l asculte, că e slujitorul lui. Pavel al cui slujitor a fost? Fraților, trebuie să acceptăm că aceasta este și gândirea noastră critică. Așa gândim noi. De ce nu l-a ascultat Dumnezeu pe Pavel? Cine știe ce prostie a făcut, nu? Mai știm și altceva. Pavel a avut un om cu care lucra, care stătea la îndemână, care era un fel de asistent, de ucenic. Și s-a rugat pentru el și Dumnezeu nu-l ascultă pe Pavel. Și omul ăsta săracul rămâne în chinuri, bolnav, în Milet, într-un oraș, și Pavel se duce mai departe. Cugetați-vă, rog frumos, cu sinceritate și cu responsabilitate la asta. Încă un exemplu. Încă un om bolnav. Timotei a fost ucenicul lui Pavel și a fost un om foarte bolnăvicios. El a avut o slăbiciune trupească foarte mare. Și Pavel tot timpul l-a luat cu el. Și ajunge Pavel să-și permită următorul sfat: mă, Timotee, mai bea, mă, niște vin, că ești bolnav de stomac și să-ți mai treacă durerea. Păi aproape că-ți vine să zâmbești. Mă, Pavele, mă, apostole, mă, tu alcool îi dai lui Timotei să-i treacă boala? Pune-mă mâna și postește și te roagă că ești apostol. Mă, Pavele, ce apostol ești, mă, tu? Tu sfaturi de-astea dai? Păi imaginați-vă că vine la mine Marian Vlad și îmi spune că-l doare stomacul. Și eu ce să-i spun? Hai să ne rugăm. Vine și mâine, frate Luigi nu mi-a trecut. Ok, facem ungerea, îi facem ungerea. Și vine și poi mâine și îmi spune: frate Luigi nu mi-a trecut. Și eu vin și spun așa: te duci acasă, îți cumperi o sticlă de rachie, de rom, de alcool, dar de la tare. Și cât un păhărel zilnic. Păi eu vă asigur că la următoarele alegeri dumneavoastră spuneți așa: Luigi, du-te de aici cu pastorația ta, că tu ai băgat alcool în biserică. Judecați dumneavoastră dacă e drept sau strâmb ce spun eu. Tu, apostole, în loc să postești și să te rogi, tu umbli cu medicamente de genul ăsta? Spunea Pavel să nu mai bei numai apă, ci să mai iei câte puțin vin. De ce?
din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Aici trebuie să menționez că vinul este medicament și medicamentele se beau cu lingurița. Dacă cineva bea medicamente cu sticla, moare sigur, indiferent că-i vin sau altceva. S-a dus un frate din biserică la păstorul lui într-o zi, că avea probleme cu medicamentul. Și i-a spus, frate, uite, eu am găsit în Scriptură că pot să beau. Și a zis fratele păstor, unde? Și el a citit câteva texte biblice pe care le știți și dumneavoastră, că cei care au obiceiul ăsta, textele astea le știu sigur. Și i-a dat și textul din Timotei. Și fratele păstor, ce putea să-i zică? Că dacă e scris, e scris. Câte puțin vin datorită bolilor. Și fratele a spus, uite ce, haide să ne rugăm Domnului. S-au pus pe genunchi și păstorul a început să se roage, Doamne, te rog în numele Domnului Iisus să-i dai cancer la stomac, la fratele de lângă mine, pentru ca să fie dezlegat de Biblie și datorită durerilor de la stomac să fie nevoie decât un pic de vin ca să-i mai treacă durerea. E, fratele, când a auzit rugăciunea asta, a sărit ca ars. Și a spus, oprește-te, că nu mai îmi trebuie. Nu știu cât de adevărată este povestea aceasta, vreau numai să scot în relief cu ea faptul că aici Pavel nu i-a spus lui Timotei să bea vin să se înveselească, nici să prindă putere și nici să facă sânge. Că sunt unii dintre noi care de 50 de ani n-au pus picătură de alcool în gură și au sânge destul. Sângele nu se face din alcool. Sângele se face prin harul Domnului din alimentație. Dar vorbeam despre rugăciune. Aș vrea să închei spunându-vă, frați și surori, că noi depindem de Dumnezeu și venim la biserică, citim Biblia, adâncindu-ne în relația noastră spirituală cu Dumnezeu, devenim credincioși, pocăiți, cum spun oamenii, avem nevoie să ne rugăm pentru că noi învățăm că Dumnezeu este scăparea noastră. Și ne rugăm pentru toate lucrurile, în mod deosebit pentru cele pe care noi nu putem singuri să le facem, care ne depășesc. Imaginați-vă cât de trist este pentru un om să creadă că l-ascultă Dumnezeu timp în care nu l-ascultă. Imaginați-vă ce dezamăgire, imaginați-vă ce înșelăciune. Toate motivele acestea, frați și surori, sunt motive care descalifică rugăciunea unui om. Și probabil că nu le-am prezentat pe toate, dar am spus numai câteva dintre ele care sunt evidente în Scriptură. Și acum vreau să vă spun în încheiere dumneavoastră, care, ca și mine, aveți momente de dificultate în viață. De câte ori n-a rămas Domnul singur o sprijin și singur o adăpost? Câte n-au fost nopțile albe în viața noastră? Câte n-au fost momentele de disperare? Multe, multe și fără număr. Și Dumnezeu ne-a ascultat. Ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă nu ne-ar fi ascultat Dumnezeu? Probabil că unii dintre noi eram în țărâna pământului, alții eram homeless, alții eram, ne-am pierdut mințile, deveneam nebun la cap, ne pierdeam judecata sănătoasă sau cine știe ce alte urmări. Dar suntem în picioare, încă în picioare, prin harul Domnului, pentru că ne-am rugat și El ne-a ascultat. Vă îndemn în această seară, prețuiți rugăciunea, iubiți rugăciunea și țineți la ea ca la ochii din cap, pentru că rugăciune înseamnă Dumnezeu. Feriți-vă de lucrurile acestea care descalifică pe un rugător, pe un om care se roagă și care îl scoate din radarul lui Dumnezeu, din area de lucru a lui Dumnezeu și de atenția lui Dumnezeu. Îmi propusesem să spun câteva lucruri despre rugăciunea Tatăl nostru, dar aș vrea să închei trecând peste asta, spunându-vă doar următoarele lucruri despre rugăciunea Tatăl nostru. Să nu spui Tată lui Dumnezeu dacă nu te comporți ca un fiu față de El în fiecare zi. Tatăl nostru, să nu spui nostru dacă te rogi doar pentru tine, care ești în ceruri. Să nu spui care ești în ceruri dacă ție ți-e inima doar la lucrurile de pe pământ.
vie împărăția ta, să nu spui vie împărăția ta dacă tu o confunzi cu propria împărăție. Adică cu împărăția de pe pământ, unde ai dorințele, valorile. Sfințească-se numele tău. Să nu spui sfințească-se numele tău dacă nu-l respecti. Facă-se voia ta. Să nu spui facă-se voia ta dacă atunci când trebuie să se facă ți este greu și o respingi și tot voia ta o faci. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Nu poți spune lucrul acesta dacă la rândul tău nu te gândești la cei înfometați, după cum Dumnezeu la rândul lui se gândește la tine când ești înfometat. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Nu poți să spui lucrul acesta și ne iartă nouă greșelile noastre dacă în ceea ce te privește nu ierți oamenilor care ți-au greșit. N-ai cum să te rogi rugăciunea asta. Nu ne duce pe noi în ispită. Nu poți să te rogi așa dacă ai în minte mâine să păcătuiești din nou. Și nu poți spune amin dacă nu e în serios toată rugăciunea Tatăl nostru care a fost înainte. Vreau să vă invit acum, când am încheiat lecția aceasta despre rugăciune, dincolo de partea teologică, de partea didactică, pedagogică a acestor lecții biblice, există oameni ca mine și ca dumneavoastră care au nevoie să fie ascultați de Dumnezeu. Și vă rog în numele Domnului, pregătiți-vă inima, lăsați-vă modelați de Cuvântul Sfânt, pentru ca la vreme de nevoie când vă rugați să aibă cine să vă asculte. Apropiați-vă de Domnul cu pocăință și cu o inimă smerită, pentru că viața e grea și zilele sunt grele și complicate. Comportați-vă în așa fel încât atunci când vă veți ruga, la bucurie sau la necaz, Dumnezeu să deschidă cerul și să spună: te-am ascultat, voi lucra pentru tine și voi face asta și asta în dreptul tău. Lucrul acesta ne dă siguranță și bucurie că Dumnezeu e de partea noastră. Mă rog Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră și pentru casele dumneavoastră să vă rugați și Dumnezeu să vă asculte din cer. Haideți să stăm în picioare și să încheiem serviciul divin cu rugăciune. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.